lungă, zi vorbim despre suspiciuni de luare de mită. Mai mulți medici din vestul țării sunt suspectați de aceste infracțiuni. Sunt în acest moment percheziții la domiciliile lor, dar și la cabinetele acestor doctori. Sunt suspiciuni potrivit cărora ar fi primit sume de bani cu titlu de mită de la producătorii de medicamente pentru a promova anumite medicamente. De asemenea, se fac percheziții și la sediile firmelor producătoare de medicamente. Deocamdată sunt 61 de percheziții în desfășurare, atât în București, Ilfov, cât și în județe din vestul țării. După ce se vor finaliza aceste percheziții, toate documentele ridicate din cabinetele medicilor, dar și de la locuințele acestora și de la sediile societăților comerciale la care au descins anchetatorii, vor fi analizate de procurorii DNA, iar ulterior se va stabili ce măsuri legale se impun în acest caz.